15 milioane de lei vechi trebuie să plătească fiecare beneficiar al proiectului european de alimentare cu apă a unor cartiere ale municipiului Tecuci pentru a se conecta la sistemul de apă și canalizare modernizat. Din cauza costurilor exagerate, niciunul din cei 4.000 de beneficiari ai sistemului nu s-a conectat încă la rețeaua de apă și canalizare. O hotărâre de Consiliul Local, ce ar putea scuti de taxa de ocupare a domeniului public și de branșare efectivă, este așteptată de toată lumea. Din cauza luptelor electorale, primarul nu mai dispune de o majoritate în Consiliu, ceea ce face improbabilă preluarea costurilor de către municipalitate. Pe de altă parte, cetățenii sunt alarmați de întârzierea cu 3 luni a finalizării proiectului. De cine să ia nouă banii ăștia care nu-i normal în alte comuni? Nu s-au luat niciun ban, iar la noi acum ne se cere bani, domnul primar Suchel. Până la 15.000 milioane. 15 milioane. Deci 1.500.000. Sau 1.500.000. Pentru ca să tragem apa la curte și canalizarea la legată la rețeaua, adică canalizare, cum se spune. Deci proiectul este terminat la 31 decembrie. Au trecut 3 luni. Din cei 4.000 de oameni care trebuie să branșeze, nu s-a branșat unul. Pentru că trenează cu hotărârile Consiliului Local, care sunt cu taxa de ocupare a domeniului public și plus taxa de branșare. La celelalte comune s-au dat, acestea au fost zero, ca să nu mai coste pe oameni. Consiliul Local, nu? Consiliul Local, da. Tot din taxele oamenilor, că doar Consiliul Local nu aduce bani de acasă, de undeva. Lucrurile aici nu s-au rezolvat pentru că Consiliul Local nu reușește să întrunească. Domnul Suchel este în război cu Consiliul Local și atunci lucrurile trenează. Dacă trece anul ăsta care este de garanții, noi nu mai putem să pierdem garanția. Plus de asta, din ce am discutat cu factorii de răspundere, problema principală este că dacă nu se cuplează un număr de măcar 50%, dar în contract spune 90% din locuitori, Uniunea Europeană poate cere bani înapoi, pentru că consideră că s-a cheltuit niște bani, dar nu s-a rezolvat problema. Eficiența? Nu există eficiență. Oamenii trebuie să vorbească. De exemplu, cum se dânsul. La Malo Alb e o taxă care e o legat fără niciun ban. Și la noi de ce să ne ceară 15 milioane? De unde să aibă omul să dea 15 milioane ca să facă un robinet acolo? Așa. Ești un bătrân. Nu s-a discutat cu nimeni lucrul ăsta. Din n-a mai venit de când, candidat, așa, n-a mai venit niciodată aici. Tot ce a făcut în locurile trase. Unde? Hai să mergem la cramă. Niciodată n-a mai călcat pe aici. Niciodată. S-a făcut ședință aici. Că nu a venit niciodată. O recunoscută ședință că asta a fost vina lui că nu prea au mai venit la fața locului să vadă sprijinul. Nu, dar așa o zisul. Problema e în felul următor. Problema e în felul următor. Un pensionar ce apisc la noi, aici majoritatea sunt ce apisc pensionari. Cu o pensie de 400, deci cum să spunem, așa, nu poate să tragă. Deci 3 luni de zile ar trebui să nu consumi pensia și să vină la... să plătească datoriile ca să tragă apă și canal. Nu e ceva normal. O amânare a conectării va duce la pierderea garanției și la plata integrală de la bugetul local a costurilor pentru ineficiență. Cetățenii din Cernicari sunt nemulțumiți și de alte practici anormale din primăria Tecuci. Este dezaprobată și sancționată lipsa de dialog dintre primar și votanții săi, care se văd abandonați de o grupare de consilieri din jurul primarului, constituită pe principii de cumetrie. Nu la urmă face obiectul unor proteste și politica de creștere a fiscalității pentru terenurile din jurul locuințelor. Rămâni sunt boșoroși din armată, de la poliție, care la ora actuală ia și pensii de la armată, ia și pensii de la poliție, la firme și nu știu ce, dintre care ei sunt consilieri și mai ia și bani din primărie. De asta statul nostru s-a dus de râpă. Lasă locul la unul tânăr, care au școli, are facultate, care nu, de ce pleacă tineretul nostru în ziua de azi în alte țări? Din cauza că nu este plătit în România. Noi ne ducem, ne-am fost prin Italia, în Germania s-a dus în bani să dăm la primărie. De cine ia impozitele astea multe? Sunt prea mari. Prea mari, domnule. Eu la casa asta dau 10 milioane jumate. Ce-mi face el de 10 milioane jumate? De ce la Matcă, la alte comune din județul Galați, să ia impozit mai puțin?
Și l-au dat că are impozite mici la Tecuci. Cum, domnule, eu am factură și îi spune nu, ce că trebuie să mai dai. Ci că mai ai ceva să mai luăm din casă. Păi cum, domnule, ăsta e primar, ăsta e un hoț. Să ducă la țăpul la el acolo. Eu așa îi spun că e hoț.